Industria de apărare în România, baba și mitraliera. Dragi colegi, industria de apărare în România este un vis frumos. Acum câteva luni venea domnul ministru al economiei aici și ne explica cum industria de apărare a României va dudui. Vom avea tot ce vom avea nevoie. Și am atras atunci atenția că industria de apărare este la pământ. Acum puțin timp a fost o expoziție pe teme militare în Băneasa. Și am văzut că există industria de apărare în România, dar este privată și se mișcă foarte bine. Cum ar fi, domnilor, să punem pe picioare și industria de apărare de stat? Eu sper ca în scurt timp să reușim să aducem companiile de stat pe productivitate și să reușim să ne producem aici lucrurile de care avem nevoie. Pentru că, ce să vezi, la câțiva pași de noi este un război.